Bătălia de la Schellenberg s-a desfășurat la 18-28 octombrie 1599. A fost denumită Bătălia pentru Transilvania între domnul țării românești Mihai Viteazul și principele Andrei Bathory. După reglementarea raporturilor cu Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic, Mihai Viteazul s-a confruntat cu principele Transilvaniei, Andrei Bathory, și cu domnul Moldovei, Ieremia Movilă, care îi cer să părăsească tronul. În prima fază, Mihai propune împăratului Rudolf al II-lea să acționeze împreună pentru îndepărtarea lui Andrei Bathory, dar acesta refuză datorită problemelor pe care le avea cu otomanii în Ungaria inferioară și mai ales a opoziției generalului Giorgio Basta, comandantul trupelor imperiale. Înainte de a trece la înfăptuirea obiectivului propus, Mihai Viteazul a convins conducerile celor două imperii, Habsburgic și Otoman, că fapta sa nu le lezează interesele. După ce a asigurat hotarele ce urmau a fi apărate de vornicul Dumitru cu 5.000 de oameni, Mihai Viteazul a pornit spre Transilvania. Oastea munteană urmează două direcții. Cea mai mare parte, sub conducerea domnului, trece prin văile Buzăului și a Teleajenului și cealaltă, condusă de Udrea Băleanu, Baba Novac și boierii buzești, pătrunde prin Valea Oltului, înaintând spre Sibiu. Cele două coloane au făcut joncțiunea la 16-26 octombrie 1599 la Tălmaciu, lângă Sibiu. Peste două zile, cele două oști s-au întâlnit la Schellenberg, județul Sibiu. Mihai Viteazul dispunea de circa 20.000 de oameni și 180 de tunuri. Mare parte erau mercenari, oaste de țară, haiduci balcanici și secui, pe care i-a dispus pe trei linii. În prima linie, Baba Novac și haiducii lui apărau aripa stângă, corpul de oaste condus de Aga Leca, pe cea dreaptă, iar în centru era corpul de călăreți ai banului Mihalcea. Linia a doua era alcătuită din 8.000 de călăreți, iar cea de-a treia, din care făceau parte cetele boierilor și garda domnului, asigura rezerva. Andrei Bathory dispunea doar de circa 16.000 de oșteni, puși sub comanda lui Gaspar Comis, capitan general al oștirii transilvânene, dispuși tot în trei linii. Primul a atacat Baba Novac, care a destabilizat flancul drept al oastei lui Bathory. După contraatacul oștirii inamice, este atacat centrul transilvan, aflat sub conducerea lui Moise Secheie, care cedează și pierde drapelul cel mare al principelui. După respingerea aripii stângi a muntenilor de către Petru Husar, este rândul domnului să intre personal în luptă cu trupele de rezervă, obligându-i pe ardeleni să se retragă în dezordine. Principele Bathory fuge, încercând să se refugieze în Moldova, dar este prins și decapitat de secui. La 22 octombrie, 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul călare pe roibul său de sânge nobil, plin de demnitate, mândru și îmbrăcat prea împodobit chiar, cum notau cronicarii vremii, a pătruns în Transilvania, unde, după ce a pus stările să jure credință lui însuși și apoi fiului său, a început introducerea administrației românești. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.